Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a Jurnalului de Viață. Vreau să fiu frumoasă. Sigur că noi, doamnelor, toate ne spunem lucrul acesta. Diferența vine din frecvența cu care o spunem și mai ales din ceea ce înțelegem prin frumusețe. Ce este frumusețea? Care sunt standardele? Cum să alegem frumosul care să ni se potrivească? Unde ne oprim? Toate acestea sunt întrebări pe care încercăm să le lămurim astăzi alături de invitatul meu, dr. Constantin Stan, aflat în clasamentul scurt al celor mai apreciați chirurgi esteticieni din România. Bine v-am găsit, domnule doctor! Bine ați venit la noi! Mă bucur să vă primim în casa noastră, la Kronos Med, și mă bucur că vorbim despre un subiect pe care îl trăiesc de aproape 28 de ani. Frumusețea. Ca pe o poveste frumoasă. Vorbeați de frumusețea doamnelor, dar de ce nu și de frumusețea domnilor? Așa este. E un subiect pe care va trebui să-l continuăm în dezbaterile noastre. Așa este, pentru că și domnii sunt din ce în ce mai preocupați de minunile acestea pe care le faceți dumneavoastră, dar revenim la doamne și la obiceiul acesta aproape obsesiv de a ne spune vreau să fiu frumoasă. Explicați-mi de unde vine, este un soi de nebunie declanșată poate de o presiune mai mare care există asupra femeii moderne pentru această frumusețe? Nu cred că este un soi de nebunie, nu este ceva modern, cred că asta datează din probabil istoria umanității, dar probabil presiunea media foarte mult acum, social media, comunicarea și presiunea pe care o punem în dorința de a fi alese, de a supraviețui într-o lume extrem de concurențială, ne face să ne gândim că frumusețea ar putea să fie unul dintre aturile cu care să avem un succes. Dar nu vorbim doar de frumusețea fizică aici, vorbim și de frumusețea sufletească, frumusețea emoțională. Aseară urmăream pe unul din canalele YouTube, în timp ce mai vedeam și câteva operații de la câteva clinici din străinătate, un moment deosebit și aș vrea să-l evoc. Pentru că emoția pe care o simțeau cei din sală, de fapt nu era o sală, era în aer liber, și privirile doamnelor și domnilor din acel grup imens de oameni ce vedeau concertul lui Andrei Riu la București cu Gheorghe Zamfir. Emoția oamenilor, lacrimile, aproape transfigurarea lor, atât a celor de pe scenă, dar în special a celor din auditoriu, mi-au creat această stare pe care aș vrea să o trăiesc și eu de fiecare dată cu pacienții mei. De a fi parte dintr-o emoție, de a fi solidari cu starea aceea de bine pe care ți-o creează orice ce faci în viață. Că se cheamă muzică, că se cheamă artă, că se cheamă chirurgie estetică, că se cheamă televiziune. De a-i face pe oameni să fie mai bine cu ei, să se simtă liberi, să aibă sufletul frumos și emoția să-i copleșească. E un privilegiu. Aș putea spune că ce-au creat oamenii aceia e un privilegiu, e o șansă, e ceva dumnezeiesc. Lucrul acesta îl facem și noi. Iar în ceea ce fac zi de zi, din ce în ce mai mult cu trecerea anilor, asta se numește și experiență, dar poate se numește și un parcurs de viață, simt că ceea ce doresc la sfârșitul zilei este nu să schimb trăsăturile fizice, ci să-i schimb sufletul, să-l fac să se simtă bine, să-i fie emoționat și să-i dea încrederea în sine că ceea ce trăiește este unic, este irepetabil și oricum și oricât de frumoase ar fi alte lumi, cea pe care o trăim este cea mai frumoasă. Asta e frumusețea. Definiția frumuseții pentru mine este tocmai această trăsătură importantă a vieții. Degeaba reușim o intervenție chirurgicală și de foarte multe ori ți se întâmplă dacă nu comunici cu el, cu persoana din fața ta, dacă nu-l însoțești înainte, pe masa de operație, după operație, ca pe un copil pe care îl înveți să meargă și nu-l faci
să-și recapete ceea ce nu fizic, poate întâmplător, dintr-un accident, și aici discutăm de toate motivele pentru care ar putea să ajungă, să se regăsească pe sine, cu liniște, cu emoție, cu starea aceea care te face să fii mai bun. Dacă nu faci lucrul ăsta, ești doar un simplu meseriaș. Încercați să le explicați pacienților dumneavoastră lucrul acesta înainte de a ajunge în sala de operație? Reușiți să parcurgeți cu ei această etapă? Este esențial. Aș putea spune cât la sută din consultație și din timpul dedicat consultațiilor, pentru că nu e doar o singură consultație, până când pacientul, între ghilimele, se poate apropia de momentul intervenției chirurgicale sau nechirurgicale. Dar se discută foarte mult despre lucrul acesta. În funcție de tipul de intervenție chirurgicală, în funcție de partea corpului pe care o abordăm, există, dacă vreți, un plan, un fel de a aborda lucrurile. De exemplu, în chirurgia sânului, am creat o cameră specială dedicată acestei operații, în care pacientul regăsește tot ce este nevoie ca să înțeleagă operația, să înțeleagă proteza, să înțeleagă tehnicile chirurgicale, să comunice cu medicul, să beneficieze din mijloacele moderne a ceea ce se numește simularea 3D sau realitatea virtuală sau realitatea augmentată, în care pacientul poate să-și previzioneze rezultatele pentru a obține în final ceea ce este iarăși un lucru important al frumuseții. Naturalețea și proporția. Sigur, ne putem duce la clase și putem discuta de o mulțime de lucruri, dar acea emoție pe care ți-o creează nu numai ceea ce pacientul trece prin filtrul gândirii sale și al sufletului, dar ceea ce vezi. Un chirurg estetician, în momentul în care creează, are un ochi. Ochiul acela este format prin educație, prin cultura sa, prin formare, prin anii de experiență în sala de operație. Aceeași tehnică chirurgicală, în mâna diferiților medici, poate să ducă la diferite rezultate. Și de foarte multe ori, dincolo de protocolul chirurgical, contează foarte mult ceea ce pe masa de operație spui: ok, este maxim, mai mult nu am ce să fac. Și nu este doar tehnică, este doar în momentul acela și acel moment divin, inspirația pe care o ai de a mai adăuga un milimetru la bucățica de cartilaj nazal pe care o modelezi, de a trage un centimetru mai mult sau 0,5 centimetri pielea pe care o întinzi la un lifting sau la plasarea unei incizii când îți stabilești punga de disecție la operația de mărire de sâne sau de modelarea sânilor, nici nu mai spune mărire de sâne. Și pentru că am ajuns cu discuția aici, în sala de operație, vreau să vă întreb un lucru. Știu că atunci când dumneavoastră intrați în sala de operație, există o regulă pe care o cunoaște întreaga dumneavoastră echipă. În sala de operație este liniște. Curios, pentru că alți colegi de-ai dumneavoastră preferă să se însoțească de muzica clasică, alții sunt foarte volubili. La dumneavoastră este liniște și vreau să vă întreb așa, simțiți că aveți nevoie de această liniște pentru că este un act de creație acolo? Nu e chiar liniște. Cine v-a spus lucrul ăsta? Nu. Dumneavoastră ați spus-o. Am scris într-un interviu. Da, e o muzică pe care o agrem de un anumit tipar. În ultimul timp am descoperit chiar un post de radio extrem de plăcut. Aș putea spune că playlisturile pe care le făceam înainte nu mai au nicio semnificație acum în raport cu acest post. Apropo de asta, vă doresc și dumneavoastră să ajungeți să fiți un playlist permanent pentru telespectatorii dumneavoastră și să nu mai fie nevoie să vă găsească alternativa. Din păcate, asta este în viață, întotdeauna trebuie să fim pregătiți. Sigur, există muzică în atmosfera sării. Poate la altceva mă referam atunci. La acea liniște pe care o am nevoie să nu aud discuții care sunt în afara subiectului și a sării de operație. Să nu aud personal care spune: oh, ce rezultat frumos! Nu atunci stabilești lucrul acesta. Acelea vin după. Lăsăm timpul să decidă și pacientul.
În momentul acela trebuie să respectăm că, de fapt, subiectul muncii noastre doarme, este anesteziat. El trebuie respectat, iar dacă ceva este să fie luat în calcul, îi place, nu-i place, e frumos sau nu, este doar pacientul. Nu-mi place lucrul acesta, să aud la sfârșitul intervenției, vai ce bine ați operat, vai ce echipă suntem. Lucrurile trebuie să fie făcute cu modestie și cu calm. Vreau să vă întreb așa, cu cât mai mare este dorința aceasta pacienților dumneavoastră de a obține frumusețea prin intervenții mai mici sau mai mari, chirurgicale sau non-invazive, nu devine mai mare presiunea și asupra profesionistului? Sigur, devine, atâta timp cât profesionistul se lasă dirijat de pacient și nu își păstrează propria sa părere despre ce se poate face, despre limite, despre siguranță, despre stabilitatea rezultatului, despre proporții și despre acel fel de a lăsa divinitatea să fie peste toate. Știți, e faimoasă acea de acum glumă butadă care povestea care e diferența dintre Dumnezeu și un chirurg plastician. Dumnezeu se trezește dimineața și, uitându-se în oglindă, doar spune: sunt Dumnezeu, nu are nevoie de nimic mai mult de atât. Câteodată, noi, chirurgii plasticieni, nu toți, ne trezim și spunem: sunt chirurg plastician, dar mai spune: sunt și Dumnezeu. Nu am spus eu așa, că îmi cer scuze pentru colegii pentru care ar putea să iasă drept o potențială ofensă, dar trebuie să ai un anumit bun simț, trebuie să ai o anumită modestie, trebuie să ai încredere în tine. Încrederea vine din experiență, încrederea vine din cunoaștere, încrederea vine din comunicare, încrederea vine din ideea că de fiecare dată ai ceva de învățat, ideea vine din faptul că nu știi niciodată cât de ușor poți să te prăbușești atunci când ai muncit atât de greu să ajungi în vârf. Apropo de divinitate, pentru că am ajuns aici cu discuția, spuneați la un moment dat: nu sunt Dumnezeul sânilor, nu sunt nici Dumnezeul nasurilor. Era așa un soi de năduf în afirmația aceasta. Ce vă supăra în momentul acesta? Putem să luăm în două, dacă vreți, cu două înțelesuri. Unu, mi-aș dori să știu atât de mult încât să fiu aproape de și să pot să controlez și să fac atât de bine lucrurile, dar nu depinde numai de noi, sigur depinde și de noi în primul rând. Și în al doilea rând, îmi doresc de fiecare dată să fie și mai bine, și mai bine, și mai bine. Mă refer nu numai la ceea ce realizez tehnic, ci la modul în care învăț din fiecare experiență, din fiecare caz, unde am făcut și n-am făcut bine. Știți că experiența înseamnă suma tuturor greșelilor pe care le-ai realizat și din care ai învățat ceva. Din punctul acesta de vedere, știți, acum e sensibil subiectul, n-aș vrea să intru în el, mi se pare lipsit de sens, lipsit de relevanță, deși a fost dezbătut foarte mult, al competenței sau incompetenței sau, dacă vreți, al oamenilor ce au intrat făcând aceste operații, fără să aibă nici măcar facultatea de medicină. Asta e deja de domeniul patologicului pentru cel care a făcut lucrul acesta. Nu este nici sistemul de vină, așa cum s-a încercat să se acrediteze ideea că sistemul e de vină, că a fost lăsat să facă. Nu. Este vorba de acel om. Dar, iarăși, cum se spune, nu mi-e frică de un asemenea caz, pentru că acela, mai devreme sau mai târziu, îl dăm la o parte. Mi-e frică de competența incompetentă. De oamenii care sunt pregătiți să facă un lucru și, din păcate, nu-și dau seama că nu reușesc să facă lucrurile așa cum trebuie. E, acolo e de discutat. Cazul acela este un caz patologic, e, după mine, de dat la o parte, nu merită să-l discut. Sigur, sistemul se va apăra întotdeauna și ne vom apăra. E ca și cum acum nu vor mai fi hoți dacă ne punem, nu știu ce, aparate de detecție a hoților și ele nu funcționează și vezi, dragă Doamne, este vina acelor sisteme de detecție. Nu. Ei sunt oameni bolnavi. Pentru mine este un caz patologic, absolut, a celui care face așa ceva.
mai periculoasă este cealaltă. Dumneavoastră aveți dreptate, numai că episodul acesta al falsului medic care a ajuns să și opereze a avut un impact extraordinar în sensul zdruncinării încrederii pacientului. Soluțiile trebuie să vină tot din interiorul sistemului. Credeți că s-ar mai putea repeta după ce am trecut prin acest episod? Ar mai fi posibil să se repete sau am învățat ceva din lecția asta? Păi nu numai sistemul trebuie să se apere. Mă refer la cel legislativ sau la cel de coerciție. Mă refer la medici. Ca să facă ceea ce a făcut, el a lucrat în niște clinici. Colegii care l-au girat, care au fost alături de el acolo, trebuiau să-și dea seama că sunt niște, dacă vreți, mici detalii pe care le descoperi imediat. V-am auzit spunând, la un moment dat, apropo de chestiunea aceasta a încrederii, în cine ar trebui să avem încredere și în cine nu, atunci când mergem într-o clinică, și spuneați așa, pacientul, pacienta, trebuie să fie atent la medicul cu care stă de vorbă, dar și la cei din jurul medicului, evident, la tot ceea ce găsește într-un astfel de loc. Spuneți-mi care sunt detaliile acestea la care poate ar trebui să fim un pic mai atenți. Păi începând de la primul telefon pe care îl dai, la modul în care îți răspunde recepționista, secretara, la cuvintele pe care le folosește, la modul de adresare, apoi ar trebui să vorbim despre când deschide ușa și a intrat în clinică, până și mirosul, muzica, lumina, cea care te întâmpină la recepție, cele care sunt alături și cei care sunt alături de medic în procesul medical, mă refer la asistente, mă refer la personalul auxiliar, la manager, la toată lumea și la fiecare detaliu. Un medic care este și lucrează într-o clinică în care lucrurile sunt lăsate la voia întâmplării, cum ar putea el să se concentreze și să facă lucrurile acestea când e vorba de operația în sine sau de procedeul chirurgical? Sau până la... Vedeți, câteodată în meseria noastră este important ce operez, ceea ce câteodată nu operez. Nu spun că să refuzi, dar în modul în care reușești să-l convingi pe pacient că nu are nevoie. Sau dacă are nevoie, avantajele pe care le-ar aduce eventual acel procedeu sunt mult prea mici în raport cu dezavantajele și complicațiile. Între dorința de a avea un pacient și una de nu al pierde, când poți să-l pierzi. Să știți că de foarte multe ori un pacient pe care l-ai convins sau ai reușit să-i transmiți că nu e momentul sau că nu are indicație, îl câștigi ca prieten și ți este de 1000 de ori mai bun avocat apropo de recomandări decât unul pe care l-ai operat și pe care nu ai reușit să-l faci să fie mulțumit, chiar dacă intervenția ta chirurgicală teoretic este reușită. Pentru că și reușitele sunt în funcție și de limita și de orizontul medicului și de experiența pe care o are. De ce a văzut, călătorind în lume, mergând la alte clinici, mergând la congrese, confruntându-se cu sine și cu propriile rezultate. Dar spuneți-mi, se întâmplă frecvent ca întâlnirea dumneavoastră cu pacienții să nu se încheie în sala de operație? Sigur. Acum, înainte de a intra, am avut o consultație cu o domnișoară de aproape 20 de ani care își dorea să aibă niște sâni mai mari și pentru care cred că operația aceasta, în loc să-i aducă un avantaj, ar fi adus un mare dezavantaj. Sigur, și nu e nevoie întotdeauna să decizi să faci operația de la prima întâlnire. Este și o modalitate de a înțelege modul pacientului de a fi alături de tine. Și de foarte multe ori se spune, pacientul vine, are încredere în medic, îl cunoaște, a văzut despre el, a auzit despre el, cu siguranță știe poate mult mai multe decât știe doctor. De foarte multe ori îmi întreb pacienta, sigur, dumneavoastră aveți încredere în mine? O, sigur, da, dumneavoastră, eventual, chiar câteodată mă și feresc de asemenea cuvinte și poate pacientul mă pune în gardă, sunteți singurul doctor la care aș apela, sunteți cel mai bun, nu-mi plac lucrurile acestea. Dar invers, întreb pacienta, eu să am încredere în dumneavoastră. Sigur, asta câteodată șochează, dar de ce nu? Să avem și noi încredere. Pentru că jurământul nostru este fundamental, este sacrosanct atunci când discutăm de boală. Indiferent de ce și cum pacientul trebuie ajutat și mers până la capăt. În chirurgia estetică, în chirurgia frumosului, nu este întotdeauna obligatoriu.
Pentru că noi vorbim de starea de sănătate. Starea de sănătate este un lucru complex. Sigur, dacă ne ducem la definiția Organizației Mondiale a Sănătății, discutăm de sănătatea sub toate aspectele fizice și psihice. Apropo, lucrul acesta mă face să fiu extrem de trist, hai să nu spun iritat, când se consideră chirurgia estetică o chirurgie a frivolității și este și taxată cu TVA. Asta este cool. Comunitatea Europeană a hotărât acest lucru și pentru chirurgie estetică, pentru o femeie care, nu știu, are sânii după sarcină mai căzuți și nu se mai găsește în starea aceea de încredere în sine, trebuie să mai plătească încă 19% în plus. Dar nu credeți că se întâmplă lucrul acesta, etichetele acestea, nu credeți că se întâmplă din anumite situații care sunt convinsă că nici dumneavoastră nu vă plac? Și am în față portretul tinerei care ajunge în mod repetat într-o clinică, nu mai știe să spună stop, vrea din ce în ce mai mult, ceea ce vrea nu întotdeauna este în regulă din punctul de vedere al profesionistului, dar există și medici care merg mai departe. Aici vreau să avem o discuție și să-mi spuneți cât de greu este să oprești mecanismul acesta care face ca femeia să-și dorească din ce în ce mai mult din ceea ce dumneavoastră oferiți. Sigur că nu e ușor. Sigur că există etichete, sigur că există o presiune media, sigur că există social media, sigur că există o generație care se gândește acum cu un aspect mult mai mecanicist al lucrurilor pe care vrea să le facă. Fiecare deschidere pe câte o postare de Instagram, la câte poți să vezi, îți poți aduce o mulțime de idei, este și publicitatea pe care clinicile și-o fac. Apropo, sunt anumite state în care este interzis acest lucru, poate pe bună dreptate, dar nu e ușor. În decursul timpului, însă am învățat că poți să-ți educi pacienții creind acea atmosferă, poate chiar de la distanță, în care oamenii să știe, nu mă duc la doctorul Stan pentru că știu că nu o să mă accepte să-mi fac buzele foarte mari. Dar mă duc la clinica nu știu care, la care văd că ies pe bandă rulantă. Apropo, chiar au un succes extraordinar de mare, pentru că toată politica lor de social media, de marketing digital, este orientată spre acest lucru. Nu știu în fiecare zi cum să mai apară cu noi, așa zise vedete, care se promovează spunând, uite ce mi-am făcut, am buzele mari. Din punctul acesta de vedere, sunt relativ liniștit, pentru că nu mai vin pacienții aceia. Faimoasa și vechea deja zicere că fiecare medic are pacientul pe care îl merită și fiecare pacient are doctorul pe care îl merită, funcționează pentru că, repet, nu poți când îți vine pacientul să-i spui nu-ți fac, dar știi că atunci când îți vine, nu-ți mai vin acei pacienți. Rar mai vin pacienți, dar deja operați, care vin într-adevăr ori cu niște proteze gigante pe care trebuie să le scoți, pentru că sânii sunt distruși, când întrebi pacienta, dar de ce ați făcut lucrul acesta? Cum ați ales? Păi doctorul mi-a spus. Păi dumneavoastră nu erați acolo? Ba da, dar am încredere în doctor. Altele nu, dar eu i-am cerut. Ei, acele paciente, pentru prima operație, cum spunem noi, operație primare, nu mai ajung aici. Vin cazurile secundare. Mai vin paciente pe care nu că le-ai refuzat, le-ai spus să se mai gândească, poate nu indicație, s-au dus să se opereze în altă parte, sau lista de așteptare le-au făcut să nu mai aibă răbdarea să poată să vină pentru consultație într-o listă de așteptare lungă și care se întorc, din păcate, ați avut dreptate, n-am făcut bine, am greșit, nu mă simt bine, ajutați-mă. Deci, din punctul acesta de vedere, etichetele, într-adevăr, sunt periculoase, dar asta e lumea, e diversă. Fiecare are dreptul, libertatea, șansa, din păcate și neșansa, și decide cu propriul său cap. Bun. Uniformizarea aceasta, atunci când vorbim despre rezultatele intervențiilor, care sunt convinsă că nici dumneavoastră nu vă place, ar fi imposibil să vă placă, dar explicați-mi de unde vine ea. Tot din false standarde care ne sunt impuse de media sau din altă parte?
Cu siguranță sunt false standarde, cu siguranță există spectaculosul pe care îl urmărește și pacientul. Există, dacă vreți, ca un fel de recunoaștere. Ori ne cumpărăm o poșetă de lux, ori mă duc să mă operez și să-mi fac nasul sau buzele, făcând parte tot din același standard pe care anumite paciente sau chiar și bărbații îl consideră ca și un sistem al lor de valoare. Sunt valorizat ca atare. N-aș vrea să folosesc exemple din România, dar folosesc un exemplu din Israel. Am un prieten chirurg plastician ce face sâni. Într-o anumită zonă a Israelului, Tel Avivului, o zonă nu foarte bogată. Lucrul se poate aplica și în România, de aceea nu dau exemple din România. Ei, toate pacientele pe care el a decis să le opereze sunt din acea zonă a Israelului în care sunt o fascie medie, în general femei care își doresc și ele să ajungă în viață, dar din păcate, aici nu putem intra, nu avem timp să discutăm, nu pot să învețe, să aibă succes profesional, nu eventual să-și cumpere o poșetă, nu știu ce brand vreți dumneavoastră să folosiți, dar își pun proteze. Și toate protezele sunt la fel. Aceeași mărime, aproape că sunt pe fascii. 400, 500, 600. Doctorul nici nu mai bate capul să facă o consultație dimensională, pur și simplu trimite pacienta în momentul în care a intrat în ușa cabinetului de consultație la asistenta care se ocupă de protezele 400. Se uită mai înalt. Deci la dumneavoastră, de exemplu, ar merge 400, te duci la asistenta Suzy. Vine una mai micuță, ești 300, te duci la Cati. Toate pacientele merg pe aceeași plajă, în Tel Aviv este și numită plaja Bornstein. Și toate când merg, le vezi, pot să spui, nici nu-i nevoie să vezi semnătura doctorului, sunt făcute de același medic. Asta e apropo de ceea ce spuneați. Există un alt doctor, pot să-i spun și numele, doctorul Michael Shefflan, care este într-o zonă specială Tel Avivului, care discută de artă, discută de fapt de lucruri care sunt făcute pe măsură, personalizate, cu frica lui Dumnezeu, ca să dau un semn și o expresie a tuturor celor pe care vreau să le spun. E cam aici este ceea ce vreți dumneavoastră să vorbim despre șabloane, etichete și dorințe. Trebuie să ai o anumită, nu neapărat școală, ca să poți să dorești lucruri frumoase și naturale. Ca să înțelegi frumosul, trebuie să-l simți, dar să și educi. Frumosul eu cred că să și educi. Da, e îngrozitor ce-mi povestiți apropo de plaja aceasta. Făceam un exercițiu de imaginație. Nu avem la București, nu mă avem gândeam la București cum se simte altceva. Un bărbat când ajunge pe această plajă. La București avem anumite televiziuni și... care la anumite ore, în anumite emisiuni, arată aceste cazuri. Cum se simte un bărbat când vede acest lucru? Nu mă întrebați pe mine ca doctor, că deja nici nu știu cum aș putea să... Dezorientat, mă gândesc. Știți, din păcate și bărbații, și ochiul bărbaților, apropo, m-ați întrebat care ar fi o altă cauză, nu neapărat social media, este ochiul acestui bărbat, a bărbaților în general, care deformează percepția, deformează dorința femeii care este în preajma unui bărbat. Și aici e de discutat iarăși foarte mult. Bărbații nu vin să-și facă sâni, dar cu siguranță că influențează de foarte multe ori o femeie care își face sâni. În străinătate, femeile nu merg la consultație cu bărbații. La noi, de foarte multe ori, vin cu soții. Toate lucrurile acestea despre care am vorbit v-au condus pe dumneavoastră la momentul în care ați afirmat că idealul de frumusețe s-a dezumanizat? S-a schimbat, s-a pervertit. Foarte mult. Pentru că, sigur, ține și de epoca în care trăim, ține și de valorile... Ține și, la urma urmei, de competiție. Suntem într-o permanentă competiție cu noi, cu cei din jur, cu o societate din ce în ce mai acaparatoare, mai agresivă, mai dezumanizată, mai perversă, mai orientată spre ceea ce se numește zeul numit ban. Prin toate aspectele lui. Audiență la dumneavoastră, succes la noi, pacienți programați, publicitate care va duce mai departe bani. Din păcate. Dacă lucrurile stau așa și am perceput afirmația aceasta ca pe un semnal de alarmă, explicați-ne care este pericolul ce izvorește de aici? Pericolul este ca oamenii, pe de o parte pacienții, să rămână în zona aceasta,
și să se ducă și mai schematizat, și mai simplist spre aceste direcții, dar pericolul este al tânării generații, al medicilor tineri, dintr-o dorință de a avea succes cât mai rapid, folosind social media ca și tren în aș deschide clinica cât mai repede spre pacienți și avea cât mai mulți pacienți și de a rămâne în zona aceasta. De a nu căuta, dincolo de selectarea cazurilor, plăcerea pe care o creezi pacientului, pentru că vă să spun, nu, dar pacientul a vrut lucrul ăsta. Eu nu am vrut să pun protezele astea, nu am vrut să fac buzele așa mari, ea a vrut. Dar e vorba și de tine, ca medic. Tu ca medic, dacă nu-ți face plăcere ceea ce faci, dacă nu-ți creează ca și pacientului tău aceeași emoție pozitivă, atunci de aici vine pericolul numărul 1. Eu cred că și de la medici. Și din păcate lucrurile se simplifică foarte mult și aici. Domnule doctor, în specialitatea noastră lucrurile se schimbă foarte, foarte, într-un ritm extrem de rapid. Sunt tot timpul noutăți. Dumneavoastră sunteți autorul unor inovații în domeniul acesta. Cu puterea vizionarului să proiectăm viitorul acestei specialități, să-mi spuneți cum ar arăta peste 10 ani chirurgia estetică. Sau poate 20 de ani, deși orizontul de timp e poate foarte extins. Ca să prevezi viitorul, trebuie să știi trecutul, pentru că este singurul mod mai aproape de o realitate de a înțelege cam cu ce viteză se schimbă și cum se schimbă lucrurile. De aceea, dacă mă duc cu 20 de ani în urmă și mă compar cu ceea ce este acum, sigur sunt lucruri extraordinar de multe noutăți, inovații, unele confirmate, altele, din păcate, au ieșit din uz. Deci se schimbă foarte mult în ceea ce se numește realitatea virtuală, se schimbă foarte mult în ceea ce se numește inteligența artificială pe care medicul o poate folosi ca și sistem de asistare în revizionarea unor rezultate pentru a comunica cu pacientul în ceea ce poți și ceea ce nu poți să faci. S-a schimbat foarte mult chirurgia de la așa zisa chirurgie mecanică la una tridimensională în care evităm, eu încerc să vă folosesc cuvintele pe care le folosim, deci plasticat și plasticos. Plasticatul înseamnă chirurgia plastică în care modelăm tăind și punând la loc cu sân și plasticos în care nu mai tăiem, ci doar modelăm cu minimum de tăieturi, cu minimum de incizii, lucru care fac rezultatul să fie și mai natural, dar și cu mai puține exitusuri cicatriciale. Dacă acum 20 de ani era un semn de distinție să ai o chirurgie cu cicatrici vizibile, acum lucrurile acestea nu mai sunt acceptate. Apoi implicația, repet, a medicinii endoscopice, minim-invazive, creșterea chirurgiei, dar în mai mult în zona minim-invazivă și, bineînțeles, impactul major al medicinii estetice. Dar, cu siguranță, asta este un trend, o evoluție. Ceva ce nu se va schimba niciodată este sensul, scopul, simțul artistic, realismul, naturalețea, frumusețea pe care trebuie să o reinventăm, sigur, să aducem frumusețea clasicului cu mijloacele moderne într-o lume frumoasă. Altminteri, e ca ceea ce facem noi ca ființă umană, distrugem tot. Extraordinar de frumoasă această pledoarie. Aș fi vrut să încheiem cu ea, numai că întrebarea mea de mai devreme încerca să vă aducă aproape de un subiect din ce în ce mai discutat în materie de estetică în România, medicina regenerativă. Știu că suntem la stadiul de pionierat cumva. Dumneavoastră v-ați asumat pionieratul acesta, promovați medicina regenerativă în România.
Dar ca să puteți să o promovați, trebuie în primul rând să o explicați pacienților, să devină cumva palpabilă. Sigur, mă fascinează domeniul, este un domeniu pe care cu siguranță îl vom avea în acest viitor, pe care am încercat împreună și mi l-ați cerut să-l previzionăm. Am avut o perioadă la mijlocul anului în care eram extrem de doritor să dezvolt lucrurile. Din păcate, sistemul și ceea ce ni se întâmplă acum în România ne blochează din punctul acesta de vedere. E un domeniu în care însă ai nevoie foarte mult de educație a pacientului și de explicație. Chirurgia plastică, estetică, oferă rezultatul acum. Medicina regenerativă nu ți arată lucruri spectaculoase, nu le vezi. Imediate. Discutăm de exemplu, termenul de rejuvenare este înlocuit acum în medicina aceasta regenerativă cu prejuvenare, adică cu prevenire. Din păcate, foarte puțin oameni, foarte puțin pacienți plătesc, în sensul nu de bani, sunt interesați de prevenție. Iar medicina aceasta nu-ți aduce rezultate spectaculoase. Te face să te menții tânăr, să te menții sănătos, dar e de lucru aici. Sigur că sunt domenii pe care în continuare le explorez. Mă refer la celulele de origine adipoasă, din grăsimea proprie de regenerare. De aia spuneam, întotdeauna grăsimea este și un inamic atunci când este prea multă, dar este și un amic atunci când o folosim pentru capacitatea regenerativă, pentru așa zise celule. Vezi, nu folosesc cuvântul de stem cells, celule stem, pentru că deja am fost și acuzați că facem transplante de organe, pentru că există o anumită schemă în modul de a privi lucrurile acestea. Apoi, capacitatea regenerativă a propriului sânge. Și aici, sigur, la noi s-a și folosit termenul de terapia Dracula, deși nu am folosit noi în România, dar și aici există iarăși conotații care sunt exploatate de anumite cercuri împotriva folosirii sângelui. Apoi, capacitatea folosirii microțesuturilor din anumite zone pe care le reinjectăm, regenera se numește sistemul, iarăși cu capacități regenerative deosebite. Cred, rezultatele sunt, fac parte din arsenalul nostru, ăsta este viitorul, dar este un viitor în care una nu va exclude pe cealaltă. Regenerarea nu va exclude generarea sau modificarea directă a țesuturilor. Deci va fi o eră în care lucrurile acestea se vor împleti. Ceea ce știm astăzi despre chirurgia estetică și procedurile obișnuite, care se vor împleti cu această medicină regenerativă. Deja sunt împreună. Deci sunt procedee pe care le folosim de regenerare înainte de intervenție, după, pentru menținere, cu siguranță. Apoi discutăm și de terapii sau regimuri de viață în care se folosesc suplimentele. Iarăși un domeniu extrem de pasionant în care aș vrea să intru. Sunt bucuros, de exemplu, acum, uite, vă spun, apropo de televiziune. Ia gândiți-vă acum că în afară de cele două camere pe care colegii dumneavoastră le gestionează, unul din colegi chiar fugând de la una la cealaltă, nu va mai fi nicio cameră, nu va mai fi niciun regizor de montaj, vor fi vreo 4 camere puse, iar privitorul dumneavoastră de acasă, cu niște dispozitive pe ori, vor alege singur ce vor vrea să vedem. În momentul acela, deci, va trebui să fim atenți când stăm cu spatele, cu fața, gențile colegilor dumneavoastră să nu mai fie în spatele camerelor. Vedeți, aceea va fi o realitate virtuală care ne va duce spre o lume în care vom intra și nu va mai fi cineva care va decide pentru noi ce să vedem. Gândiți-vă acum că dintr-un spectru larg de 360 de grade, dumneavoastră dați o mică ferestruică. Ca idee, asta facem și noi în meseria noastră. Oferim așa o bucată mică. Din păcate, sunteți destul de pesimist la ritm. Apropo de medicina regenerativă și de șansele ei de a se dezvolta în România într-un ritm pe care probabil că vi l-ați dori. Da, pentru că în România asta este iarăși un pericol. Tehnicile pe care noi, ca și chirurgi plasticieni, sau în general le promovăm, sunt cele care aduc rezultatul imediat și care sunt și oferă și financiar rezultat.
Celelalte tehnici nu aduc atât de mulți bani, sunt foarte costisitoare și sunt, din păcate, acum folosite de colegi care nu au expertiza necesară. Pentru că și aici trebuie să ai expertiză. Deci nu sunt pesimist, sunt foarte optimist. Apropo, sunt optimist în România pentru foarte multe lucruri. Am spus întotdeauna, și asta este iarăși un foarte important mesaj pe care vreau să-l dau. În ciuda dificultăților, în ciuda lucrurilor de parcurs și piedicilor pe care le găsești, nu cred că aș fi reușit într-un alt loc din lume să fac ceea ce am făcut la mine acasă. Ori lucrul ăsta îl repet de fiecare dată și vă voi spune până în ultimul moment. Am fost în orice loc din lumea aceasta, în orice clinică, nu este loc pe care să fi dorit să-l vizitez, să nu fiu acolo, nu cred că aș fi putut să fac ceea ce am făcut aici. Și una e să faci la tine acasă. Da, dincolo de asta, care sunt avantajele acestea ale spațiului în care ne aflăm? Ce anume face ca lucrurile să se dezvolte? Și înțeleg din ceea ce îmi spuneți că iarăși vă referiți la un anume ritm, la o anume percepție a publicului în legătură cu medicina estetică. Medicina regenerativă. Regenerativă. Vă spuneam, modul de a oferi rezultatul. Pacientul își pierde încrederea. Dacă nu vede rezultat direct, imediat, după 2-3 ședințe de tratament regenerativ, folosind, de exemplu, PRP-ul sau sângele propriu îmbogățit cu celule, cu factori de creștere, mă rog, nu intrăm în amănuntele și cu cuvintele tehnice, nu mai vine, nu-și mai dorește. Un lucru acesta trebuie făcut pe termen lung. Apoi, ca să poți ai experiența necesară, trebuie să ai și practică. În afară există centre specializate pentru așa ceva, dedicate acestor cercetări. Și apoi este și cercetarea fundamentală, fără de care nu poți să mergi mai departe. Dar o să crească și aici, am toată încredere. A, și încă un lucru, nu ține medicina regenerativă numai de medicina estetică și de chirurgia frumuseții. Nu, medicina regenerativă, trebuie să spunem lucrurile pe nume, este pentru toate tipurile de specialități, pentru toate aplicațiile. Aici este, din păcate, și din fericire, locul în care se mișcă greu ceea ce se întâmplă la noi. Sunt specialități care au esențial nevoie de ele. Gândiți-vă, chirurgia generală, oncologia, toate le folosesc. Dar o să le folosim. Deja se folosesc în anumite clinici. Viitorul ne va demonstra toate aceste avantaje pe care le aduce medicina regenerativă. Este o nouă etapă. Domnule doctor, vreau să vă mai întreb așa, pentru că dincolo de discuția pe care noi o facem despre chirurgia estetică, despre frumusețe, este și un interviu despre dumneavoastră și vreau să încheiem discuția noastră întrebându-vă dacă tot acest parcurs profesional a fost însoțit, și răspunsul va fi cu siguranță da, de anumite reguli pe care le-ați respectat cu sfințenie în profesie. Cu siguranță că fără reguli nu se poate. Cu siguranță că trebuie să-ți lași și imaginația și câteodată spiritul inovator să te conducă. Câteodată el este mai rapid decât se schimbă regulile. Sunt regulile unei societăți în care trăim, unui sistem pe care l-am construit toți și pe care trebuie să îl respectăm, dar sunt și regulile proprii. Cu siguranță ține și de personalitatea fiecăruia. Ține și de o anumită liniște, dar în același timp și o anumită emulație pe care trebuie să o simți întotdeauna. Vedeți, în chirurgia estetică se întâmplă cam așa. Mergi la un congres, mergi la o clinică, faci o tehnică chirurgicală, ai niște rezultate superbe. Până la un punct. La un moment dat se întâmplă ceva. Nu din cauza tehnicii, poate din cauza pacientului. În momentul acela, totul se prăbușește. Nu mai ai încredere în acea tehnică, nu mai ai încredere în tine, în ceea ce ai făcut. E un proces de etapă, nu trebuie să distrugi tot ceea ce ai creat. Ei, acel moment este extraordinar de important
să mergi mai departe, luând partea bună și venind cu inovația, venind cu schimbarea, venind cu ieșitul din comfort zone, din această cutie a siguranței, ca să poți să te întorci la ceea ce fiecare doctor caută în chirurgia aceasta să aibă. Liniștea unui pacient care vine și spune: sunt mulțumită, vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Mi-ați schimbat viața, percepția, sunt bine cu mine, vă recomand, mai am o prietenă. Și să reduci la cât poți tu de mult acel procent de pacienți care vin și spun, câteodată pe bună dreptate, sunt și de cazuri în care poate nu au dreptate, dar pacientul are întotdeauna dreptate, ca rezultatul pe care l-ai dat să nu-l mulțumească. Pentru că atunci nu este numai de mână, nu e numai de tehnică, e și de modul în care ai comunicat cu pacientul. De aceea, regula numărul 1 este să ai reguli pe care întotdeauna, acolo unde regula nu mai corespunde, să ai curajul să o schimbi. Să o schimbi. Vă mulțumesc pentru această discuție, și din care sigur că fiecare dintre noi rămânem cu învățămintele noastre. A fost o discuție extrem de plăcută și foarte folositoare. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi la Jurnal de Viață. Până la următoarea întâlnire, toate cele bune!